Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu Gorj găzduiește în aceste zile o expoziție de portrete în creion. Operele sunt realizate de tânăra artistă Daniela Băloi, a cărei viață a fost marcată de un accident suferit la vârsta de 7 ani. Tânăra a fost surprinsă de o explozie, accident ce se reflectă și acum pe corpul său și care o împiedică să obțină un loc de muncă și să ducă o viață normală. Artista spune însă că tragedia i-a adus și lucruri bune, ajutând-o să scoată la suprafață cu creionul pe hârtie ce are mai frumos în suflet. În general, oamenii care sunt deosebiți, care trec prin lucruri din acestea, învață să vadă viața altfel, să simtă altfel, să cunoască oamenii din altă perspectivă. Ai găsit refugiu în desen? Da. Atunci când desenez, mă deconectez practic de realitate. Văd imaginația și mă apuc dintr-un punct și văd ce iasă. Tânăra artistă a avut vernisajul primei sale expoziții. Peste 150 de desene în creion au fost expuse în incinta Muzeului Județean. Toate sunt din imaginație. În general, scot de pe internet o poză. Și după poza respectivă, fac nasul, ochii, nu le fac exact. Fac să văd ce iasă, dar mă inspir după cum arată ei. Fizionomia unei persoane. Fizionomia și, în general, ce exprimă. Nu scot totul. Ce exprimă ei prin ochi, prin gură, prin atitudini. Expoziția Danielei Băloi a fost apreciată de specialiștii în domeniu. Expoziția domnișoarei Băloi referitoare la portret și la chipuri este de bun augur. Este de bun augur pentru lumea artistică, pentru lumea culturală, dar mai ales, cred, pentru dânsa, pentru că, până la urmă, nu știu dacă să spun că este o expoziție care excelează doar prin tehnică, dar excelează prin valoarea introspectivă. Bucăți din suflet se numește expoziția Danielei Băloi și este cu vânzare. Aceasta va rămâne deschisă vizitatorilor și în zilele următoare.